Mă bucur că mai putem da încă o veste bună colegilor noștri, și anume faptul că noi sume de bani s-au alocat pentru plata hotărârilor judecătorești. Se știe că la ultima rectificare am primit sumele pentru care acoperă circa 70% din plata hotărârilor judecătorești. Cu ceea ce am primit acum, sperăm să acoperim undeva în jur de 90%, s-ar putea ca în cazul unor unități școlare chiar să se acopere integral aceste sume. Menționez că este vorba de sumele hotărârile judecătorești referitoare la legea 221 și 330. Nu este vorba de sumele pentru dobânzi. Aceste sume am reușit să facem să fie prinse în proiectul de buget pe 2018 și atunci, deci din 2018 vor începe să fie plătite. Vreau să menționez un lucru, că încă din ianuarie 2017, când am văzut că aceste ultime sume, adică mă refer la tranșa de 35%, nu erau prinse în proiectul de buget, am început să ne agităm, am purtat discuții, am purtat negocieri, am făcut presiuni, s-a schimbat guvernul, după cum știm, am reluat discuțiile cu noul guvern și mă bucur că acum, la final de an, am reușit ca aceste sume să ajungă pe cardurile colegilor noștri, mai ales că sunt sărbătorile de iarnă și acești bani sunt bineveniți. În continuare, vom avea grijă ca și celelalte sume care se cuvin să ajungă la colegii noștri. De asemenea, am rugat pe domnii primari și prin intermediul domnului prefect ca să facă cât mai repede rectificările bugetare. Ar fi bine chiar la începutul săptămânii viitoare, astfel încât să, dacă nu până la vacanța de iarnă, măcar în perioada între Crăciun și Anul Nou, noile sume să ajungă la colegii noștri. Și asta e sublinea un fapt foarte important, tot de bani, dar e vorba de drumul banilor. De la 1 ianuarie 2018, finanțarea unităților de învățământ preuniversitar se face pe filiera Ministerului Educației, Inspectoratele Școlare, Unități de Învățământ. În felul ăsta, cheltuielile de personal nu mai apar în bugetele locale. Noi considerăm că este un lucru bun, că este un drum mai corect al banilor și sperăm să fie mai bine.